Este un proiect cu fonduri europene, finanțat de Fondul Social European și suntem în parteneriat. De fapt, noi suntem parteneri la acest proiect. Liderul de proiect este Fortin, Forța Tinerilor, și suntem parteneriat cu Sanatoriul Balnear Techilgior, cu școala gimnazială numărul 1 Mircea Vodă, Comuna Mircea Vodă, SC Biosafety SRL, societatea care va asigura parte de implementare a acestui proiect și consultanță. Beneficiari sunt oameni din localitatea Satul Nou în preponderență. O parte este de etnie romă, iar ceilalți sunt persoane defavorizate sau marginalizate care vor beneficia de foarte multe facilități. De fapt, proiectul este foarte complex, de aceea și mă încurc că sunt foarte multe ramuri pe care vom interveni, astfel încât să încercăm să creștem gradul de educație, gradul de dezvoltare al localității și să-i ajutăm pe oameni să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Noi asigurăm activitatea 2, care înseamnă ucenicie și formare profesională, 2, asigurarea de microgranturi și subvenții pentru niște planuri de afaceri, aproximativ 40 de planuri de afaceri la 25.000 de euro, implementare pe 36 de luni, și deci cu acordare de granturi, subvenționare, implicare însemnând de la idee de afaceri, consultanță, implementare, deschidere societate, și a treia activitate, să ajutăm oameni din comună care, din punct de vedere juridic, nu au acte pe proprietate și nu se descurcă din punct de vedere juridic cu aceste acte. Trebuie să fim tot timpul receptivi la tot ce înseamnă atragere de fonduri, atât europene cât și guvernamentale. Cu atât vreme cât reușim să nu punem presiune pe oameni și pe taxe locale, sunt binevenite aceste fonduri. Ideea a venit în primul rând de a ajuta comunitatea, după care din aproape în aproape am găsit această axă prioritară, axa prioritară 4.1, pe program operațional Capital Uman, și am hotărât să aplicăm și noi, pentru că știam că în atlasul acestor proiecte eram și noi prinși cu localitatea Satul Nou ca fiind recunoscută într-adevăr cu o parte de locuitori aparținând unei etnii rome. Deși în colectivitatea locală noi știm că ei nu sunt romi, sunt foarte puțin declarați, 30 ceva de persoane, dar la nivel de Uniunea Europeană se pare că așa suntem văzuți și dacă tot suntem văzuți așa, haide să beneficiem, să le luăm banii. Proiectul este în valoare de 3.672.000 de euro. Acum avem lansarea acestui proiect. Contractul cu Ministerul Fondurilor Europene a fost semnat pe data de 15 februarie și proiectul se va întinde pe o perioadă de 36 de luni. Vorbim despre un proiect social, în primul rând. Vizează o comunitate, comunitatea Satul Nou Mircea Vodă. Este un proiect complex. Noi am depus prima dată acest proiect în 2016. Am avut o evaluare de aproape 2 ani a proiectului. Ne aflăm la momentul lansării proiectului. Este un proiect complex din perspectiva faptului că este integrat. Are 7 activități principale. Vizează atât componenta de educație, vor fi făcute multe activități cu copiii de la școală, încercăm să schimbăm un pic mentalitatea, să determinăm o dezvoltare a acestei comune, a acestei localități, să schimbăm perspectiva de dezvoltare. Pe lângă activitățile educaționale vor fi servicii de ocupare pentru cei din grupul țintă al proiectului. Proiectul are de altfel 580 de persoane în grupul nostru țintă. Prin serviciile de ocupare, 64 de programe de ucenicie vor fi desfășurate pe 3 ani, cât avem perioada de derulare a proiectului, 60 de noi locuri de muncă vor fi înființate în cadrul proiectului, vom avea o activitate socială consistentă, din perspectiva faptului că vor fi înființate la nivelul localității 6 noi servicii sociale, pentru persoane cu dizabilități, pentru persoanele în vârstă care sunt într-o situație dificilă, pentru persoanele singure, pentru persoanele care trăiesc în condiții dificile de locuință. În cadrul proiectului, o activitate principală va fi aceea de extindere a locuințelor, pentru că din analizele preliminare făcute pentru proiect am constatat că sunt situații în care în case, în locuințe, trăiesc 10-15 persoane într-una, două camere. Prin acest proiect vor fi extinse 22 de locuințe, deci practic 22 de case vor beneficia de un sprijin prin care noi vom construi încă o cameră la locuințele existente, o cameră de 20 de metri pătrați. De asemenea, pentru alții care, să zicem că nu au neapărat problema asta cu spațiu, vom asigura 90 de panouri solare, astfel încât să aibă dotările minime necesare pentru... Exact.
nu, partea de încălzire, partea de așa, apă caldă, curentă, lucruri de genul ăsta. De asemenea, o foarte importantă activitate și, zicem noi, care a făcut diferența față de alte proiecte, pentru că a fost o depunere importantă de proiecte și noi suntem doar printre cei 30 de câștigători ai competiției de finanțare, este acea activitate prin care 550 de persoane din grupul țintă, din comunitate, vor sta la sanatoriul balnear Tekirgöl pentru 24 de zile. Încercăm prin această activitate să le oferim o perspectivă nouă, ține și de partea medicală, o perspectivă de prevenție, astfel încât să aibă un nivel de sănătate cât mai corespunzător. De asemenea, va fi și o activitate prin care le reglementăm actele, că sunt situații întâlnite în analiza preliminară în care nu aveau toate actele la zi, de exemplu, de spațiu, de proprietate și nu își puteau face, practic, mai departe construcții sau mai știu eu ce extinderi de... Deci, practic, va fi un proiect integrat, un proiect complex prin care încercăm să acoperim cam toate nevoile comunității, astfel încât să treacă dintr-o comunitate marginalizată, așa cum este trecută în atlasul de marginalizare, cu un nivel de sărăcie ridicat, într-o comunitate prosperă, să-și schimbe mentalitatea, să-și schimbe modul de viață și să gândească altfel un pic, să vadă perspectivele. De asemenea, o activitate la fel de importantă este aceea prin care încercăm să creăm un mediu de afaceri la nivelul acestei localități. Se va crea la nivelul primăriei din Mircea Vodă un centru antreprenorial. Nu există la acest moment. De noi este gândit în proiect ca fiind un fel de cameră de comerț locală. Așa, și în cadrul acestei activități, practic, vor fi înființate 41 de noi firme. Noi, prin finanțarea pe care am primit-o, vom da aproximativ 25.000 de euro către 41 persoane alese din grupul țintă, pe care noi, să zicem așa, ne responsabilizăm să îi pregătim, să le acordăm sprijin, mentenanță, monitorizare, privind cum se face un plan de afaceri, cum se face o mică afacere, nu afaceri mari, sunt afaceri mici, dar prin care încercăm să îi dinamizăm, să gândească economic, să vadă altfel viața și noi îi vom ajuta practic pas cu pas în demersurile lor de a-și atinge acest nivel de dezvoltare mult mai ridicat. Precizăm și faptul că în proiect comunitatea era prevăzută cu 46% persoane din categoria de etnie romă, și încercăm să-i avem și pe ei în vedere, să încercăm să dezvoltăm din toate punctele de vedere și acest aspect, să nu existe discriminare, să încercăm pe fiecare să se integreze cât mai bine, astfel încât după 3 ani ai proiectului ne așteptăm, ăsta este obiectivul nostru major, ca această comunitate să cunoască un nivel de dezvoltare superior celui din momentul de față. Ăsta este scopul nostru pentru care am câștigat acest proiect și avem toată încrederea și tot optimismul să-l ducem până la sfârșit.